Alexandra Eremia. Alexandra este o specialistă la acest aparat. La Internaționalele României de anul trecut a câștigat bârna și concursul individual compus. Cloș lateral, bine executat. Seria acrobatică, Danilov înainte, flic, salt înapoi pe un picior, la fel de sigur. Salt lateral. O serie mixtă. O săritură cloș urmată de un flic înapoi pe un braț și salt înapoi echier. Alexandra reușește să se stăpânească și să lucreze ușor pe bârnă. Cred că este cel mai bun exercițiu la bârnă pe care l-am văzut până acum. O coborâre foarte dificilă, două flicuri înapoi, un salt întins, întoarcere 180 de grade. Am văzut-o pe Alexandra Eremia până acum la cele mai bune aparate ale sale, paralele și bârnă. Nota cea mai bună la bârnă acordată de arbitre până în acest moment este 9.525 pentru Silvia.